Arena Zimbrilor din Baia Mare a găzduit partida dintre CSM Știința și CSM București, un meci care a avut loc în etapa a patra a Superligii. După ce a stat în runda precedentă, formația antrenată de Eugen Apioc și Vasile Lucaci a revenit în circuitul competițional cu o victorie. Vicecampioana României s-a impus cu 53-25. Echipa bucureșteană a început mai bine partida, iar după primele 17 minute de joc conducea cu 15-5. CSM Știința a revenit puternic în meci și a preluat conducerea în minutul 24, iar până la finalul primului mitan s-a distanțat la 14 puncte, scor 29-15. Diferența de valoare dintre cele două echipe s-a văzut în repriza secundă, care a fost dominată în totalitate de echipa băimăreană. CSM Știința și-a mărit treptat avantajul de pe tabelă, reușind să culce de mai multe ori balonul în terenul de țintă advers. În final, Zimbrii s-au impus cu 53-25, reușind a doua victorie din acest sezon, succes obținut tot în fața propriilor suporteri. Am anticipat, a fost o partidă dificilă și semnalul de alarmă l-au tras CSM-ul în etapa trecută, când au reușit să învingă pe Timișoara. Se pare că nu am intrat 100% în meci, ați văzut, începutul de meci a fost foarte prost și e bine că ne-am revenit pe finalul primei reprize și în repriza a doua odată și cu schimbările s-a văzut diferența, cel puțin în grămadă ordonată. Zimbrii băimăreni au obținut și punctul bonus ofensiv după ce au marcat 7 eseuri. Sicheia Tealiauli a fost desemnat omul meciului, acesta reușind să culce de două ori balonul în terenul de țintă advers. We work together, we happy. Taniela, Lux Samoa, Bizina Șamcaradze și Răzvana Ilenei și-au trecut în cont câte un eseu. De asemenea, băimărenii au beneficiat și de un eseu de penalizare pe final de meci, după mai multe greșeli comise în apărare de echipa bucureșteană. Taniela a transformat 6 dintre eseuri, acesta reușind să marcheze și 2 penalități. A fost un meci dificil, am început mai greu, dar ne-a revenit la sfârșit de primă repriză, am avut 10 minute de posesie și ne-am descurcat pe final de prima repriză, iar în a doua repriză ne-am dat drumul la joacă și ne-am îndeplinit obiectivul victoriei cu punct bonus. Ce crezi că a fost momentul cheia meciului? Ce a dat cu diferența? Cred că momentul cheia a fost venit după minutul 20, când ne-am strâns și am zis să dăm drumul la joc și să ne concentrăm mai mult, pentru că am început destul de ezitant, dar am știut de la început, din primul minut, că o să câștigăm cu punct bonus. De asemenea, Răzvana Ilenei a dedicat această victorie fiicei sale, Irina. Desigur, o victorie dedicată pentru Irina, fiica mea de 12 zile. În etapa următoare, CSM Știința va juca în deplasare la Steaua București în derbiul etapei a 5-a.